din nou. Iată care sunt cele mai importante titluri ale zilei. Laurențiu Chivu conduce primăria Rovinari. Nemulțumirile pacienților au ajuns în vizorul conducerii Spitalului Județean Târgu Jiu. Profesorii vor primi mai mulți bani în septembrie. Viceprimarul din Rovinar, Laurențiu Chivu, a fost desemnat prin ordine emis de Prefectura Gorj să conducă primăria din localitate. În urma decesului primarului Dorin Filip, primăria a rămas fără șef, însă conducerea Prefecturii Gorj a luat ieri măsura ca Laurențiu Chivu să preia temporar conducerea instituției. Actualul șef al primăriei este membru al UNPR, iar PNL deține majoritatea în Consiliul Local Rovinari cu 11 consilieri. Fostul primar, Dorin Filip, era membru al PNL. De câte ori nu vi s-a întâmplat să vă externați sau pur și simplu să plecați dintr-un spital cu tolba plină de nemulțumiri. Fie că nu a fost curat, fie că personalul nu a fost suficient de atent cu dumneavoastră sau poate ați aștepta prea mult până să beneficiați de serviciile medicale. V-ați fi dorit ca toate aceste nemulțumiri să le afle cei îndreptățiți să ia măsuri. Ei bine, la Spitalul Județean din Târgu Jiu se întâmplă acest lucru. Conducerea unității sanitare de aici a pus în aplicare un program de monitorizare a gradului de mulțumire sau de nemulțumire a pacienților. Este vorba de bolnavi internați sau neinternați care beneficiază de servicii medicale din partea unității spitalicești din municipiu. Pacienții din cadrul diferitelor secții ale spitalului completează chestionare în care sunt puși să răspundă la anumite întrebări. Acestea vizează calitatea actului medical, condițiile de cazare și masă, dar și asigurarea serviciilor de curățenie. Fiecare secție a Spitalului Județean Târgu Jiu, a fost dotată cu o urnă în care sunt depuse chestionarele înmânate pacienților la internare, cu privire la eventualele nemulțumiri pe care ar putea să le aibă față de cadrele medicale sau față de condițiile din spital. De exemplu, la secția gastroenterologie, formularele sunt înmânate pacienților, iar o nemulțumire a acestora a fost legată într-o oarecare măsură de curățenie, a spus Tiberiu Tătaru, managerul Spitalului Județean din Târgu Jiu. În secții vor fi montate și camere de supraveghere pentru a putea fi urmărite posibilele acte de indisciplină din partea personalului medical sau a celor care vin la spital. În afara derulării programului de investiții, Spitalul Județean a organizat și concursuri pentru ocuparea posturilor de conducere. Singurul candidat pentru postul de director economic la Spitalul Județean din Târgu Jiu nu s-a prezentat ieri la concurs. Prin urmare, conducerea unității spitalicești din Târgu Jiu a luat decizia de a amâna desfășurarea concursului la o altă dată. Profesorii vor primi mai mulți bani în luna septembrie. În urma rectificării bugetare din luna iulie, guvernul a aprobat sumele aferente trans și a treia pentru plata hotărârilor judecătorești definitive obținute de cadrele didactice. li vor primi în medie 5.000 de lei. Odată cu salariile din luna august, pe cardurile profesorilor vor intra și banii din cea de-a treia tranșă din drepturile câștigate în instanță. Suma comunicată pentru Slatina este de 4.111.438 de lei. În luna septembrie, cel mai probabil, se vor face plățile pentru 70% din cât era prevăzut pentru această tranșă, urmând ca până la sfârșitul anului să se plătească și restul, a spus pentru Gazeta Nouă Alin Calută, șeful Direcției Economice Slatina. Vor fi profesori debutanți care vor primi 1000 de lei, dar și profesori cu peste 25 de ani vechime care vor încasa chiar și 9000 de lei. Cea de-a patra tranșă urmează să fie plătită începând cu 1 februarie 2016 și reprezintă 35% din sumele câștigate în instanță. Seceta a afectat debitele principalelor râuri din Gorj. Acestea sunt în scădere pe toate cursurile de apă din bazinul hidrografic al județului ca urmare a temperaturilor ridicate și a precipitațiilor insuficiente. Specialiștii din cadrul sistemului de gospodărire a apelor gorși spun că debitele cursurilor de apă din județ au scăzut cu până la 50%, însă situația poate fi și mai gravă în cazul în care nu vor cădea precipitații, iar meteorologii nu prognozează ploi pentru următoarea perioadă. Sărbătoare mare, sâmbătă, 15 august, în Cârcea de Sfânta Maria, comuna marchează cea de 15-a ediție a zilelor localității. Activitățile sportive și spectacolele oferite de soliși consacrați ai muzicii populare sunt doar câteva dintre surprizele pregătite de autorități pentru localnici. Comuna Cârcea îmbracă sâmbătă haine de sărbătoare cu ocazia celei de-a 15 ediții a zilelor localității. Evenimentele organizate cu acest prilej vor începe de la ora 9, cu o slujbă religioasă, căci Biserica Adormirii Maicii Domnului își sărbătorește hramul. De la ora 10 se va da startul activităților sportive, ciclism, atletism, șah, tenis de masă. După amiaza, de la ora 17 vor intra în scenă soliști consacrației muzicii populare. Ionuț Dolănescu, Mariana Ionescu Căpitănescu, Neta Soare, Cristian Bănățeanu, Ștefania Vulcănescu Lenuța Temelie Rupa. Li se va alătura și micuțul interpret Denis Drăghici. Acompaniamentul va fi asigurat de formația instrumentală Frații Plotogea. Pe scenă va evolua și formația de dansuri de la Liceul Tehnologic Constantin Ianculescu din Cârcea, sub coordonarea profesorului Dorel Lupu. La miezul nopții, un spectaculos foc de artificii va încheia cea de-a 15-a ediție a zilelor localității. Știrile regionale se încheie aici. Carmen Gârbea sunt eu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți pe Alege TV pentru că urmează jurnalul sportiv. O seară minunată să aveți.